Suntem la Mureșan Anastasiu Marius. Cu ce vă ocupați? Ce este profesia dumneavoastră? Inginer geodez la SECI Anastasiu Esper SRL. Ați optat la concursul în cadrul LEADER și ați obținut o sumă în jur de 15.000 de euro. Ce ați reușit să rezolvați în cadrul acestui proiect? Pe cu suma primită ne-am dezvoltat activitatea la firmă. Beneficiile s-au văzut imediat după ce am achiziționat aparatura și în continuare dorim să lucrăm cât mai mult și cât mai bine. Mai exact, ce ați reușit să cumpărați din suma asta? Am cumpărat un GPS pentru măsurători topocadastrare, un calculator laptop pentru calculul măsurătorilor, un aparat nivelă pentru a stabili diferențe de nivel și cam atâta. Cum credeți, ce efect poate să aibă o investiție de acest fel pentru o firmă ca și a dumneavoastră? Întotdeauna dacă vine aparatura, vine ideea, vin banii, poți să mergi înainte să lucrezi cât mai bine și să faci să fie lucrurile bine făcute. Oricum, un proces a fost să ajungeți aici. Cum credeți, ce dificultăți ați întâlnit și cum ați reușit să treceți prin ele? Păi dificultăți nu au fost. Numai termenele care trebuie respectate pentru soluționarea dosarului, pentru analiza dosarului, pentru și termenele care erau. Atât de respectate și așteptat. Cum credeți, cei care încă n-au apucat, n-au reușit, adică poate că n-au avut răbdarea să aștepte, să meargă pe drumul acesta poate lung, ce sfaturi puteți să-i dați? Răbdare și speranță. Speranța moare ultima, răbdare că o să fie bine. Și ultima întrebare, cum credeți, cum vedeți firma dumneavoastră peste 5-10 ani, având aceste posibilități ca și a opta la un concurs în LEADER? Eu zic că o să mergem mai departe, mult mai bine, dar peste 5 ani, 10 ani va trebui să facem din nou investiții pentru a putea fi în ton cu tehnologia deja de astăzi.